Tuturor! Cu voi din noi este Miruna și astăzi începem un nou vlog de la ora 10 și 29, aproape jumate. Ok. Eu încă nu m-am spălat pe dinți pentru că o să mă spăl. Dar nu am ieșit afară și e frumos. Și haideți să vă arăt cât de frumos e afară, numai că sunt 14 grade. Dați cum sunt îmbrăcat. Vedeți cât de frumos e afară. Super! Noi aici am eliberat totul, că aici era magazia, dar vom face o baie. Ok, deci uitați cum sunt îmbrăcată. Deci am un tricou, am capodul de baie, vreau să am... nu-mi scrieți în comentarii ce ai pe tine, Miruna, capul de baie, pentru că e capul de baie, da. Și mai am și pantaloni lungi, deci... Da? Și am și șosete în picioare, nu știu dacă vedeți, dar... Chiar am șosete în picioare, Doamne ferește! Pentru că sunt 14 grade afară, nu-mi vine să cred, totuși, Doamne! Și uite asta, nu știu de ce am stat așa, că trebuie să venim partea asta la altă. Da. Totuși mi s-a făcut un pic cald. Mi-aș sta bine așa, o să fac și poza acum așa, cu podul de baie. Evelyn, e aici? Vine aici? Ia, arată ținuta ta. Deci tu ai tricou și pantaloni scurți. Uite-ți. Și are și picioarele goale. Și mie mi-e un frig. Ok. Un pic frig, că totuși sunt 14 grade, erau 36 data trecută, când era vară. E foarte, 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 foarte rău când e toamnă. Măcar mi-e dor de școală, asta e în toamnă. Că începem școala pe 13 septembrie, voi pe cât începem să-mi scrieți în comentarii. Dar să vă și abonați, să dați și un subscribe și un share pe canalul meu de tu, să transformați bundonașul din roșu în gri. Mă vedeți un pic că vorbesc pe nas, nu știu de ce. Vreau să duce în casă. Mergem în casă, dar vorbim în ce să ne trezim pe Rebecca, că doarme Rebecca. Vorbesc așa cum mai încep, pentru că e ușa deschisă și nu aș vrea să o trezesc. Deci da, uite-ți ce. Și nu mers în becer. Oh my god. Și vine și Evelyn cu bebelușul. Și da, cam acesta a fost vlogul de azi. Eu vă iubesc și pe data viitoare.